Programul Rabla pentru electrocasnice va avea o ediție specială de sărbători. Românii care vor să scape de electrocasnicele vechi și să-și achiziționeze unele noi prietenoase cu mediul vor primi bani de la stat. Valoarea voucherelor variază de la 300 la 500 de lei în funcție de echipamentul dorit. Un program care continuă anul acesta cu o nouă sesiune de sărbători, să zic. În luna decembrie vom avea o nouă sesiune a programului de rabla electrocasnice din fondul care ne-a rămas la dispoziție de 34 de milioane de lei. Vom finanța o nouă sesiune, practic în aceleași condiții de înscriere în program, de crearea conturilor pentru persoanele care n-au participat în prima sesiune.